Salutare, boșilor, și bine v-am găsit la un nou episod pe World of Metin. Ce vom face azi? Vom crește, vom aduna mobi în locul ăsta aici, pentru că văd că sunt o grămadă de mobi și văd că nu e nimeni care să mă deranjeze. Și suntem și pe CH1, deci este ciudat că nu e nimeni. De obicei aveam peste cine să mă bag, să fac CS. Zic că na, e amuzant. Unde mai e distracție dacă nu te bagi peste altcineva? Bine, nu fac asta când nu filmez. Dar când filmez îmi place să mă bag peste lume așa. E mai acțiune, cum să zic. Adică, vedeți cum se mai enervează unul alta, mai dăm o inimioară, mai ne facem că suntem obsedați sexual și multe chestii de genul. S-a terminat blue și trebuie să mergem să luăm blue. Că nu prea mai avem nicio magie fără blue. Adică contează foarte mult blue. Vom merge pe jos. Da. Vom merge pe jos, că alte opțiune nu avem momentan. Asta nu pot să-l mai deschid momentan. Avem aici și câteva busole. Mai avem 5 încercări dacă vrem să căutăm metine. Dar momentan zic să ne echipăm cu blue și uzătarea cu ce ne trebuie. Ne mai uităm prin magazinul nostru offline și adică dacă ies acum o să mai stea 43 de minute sau așa de genul shop-ul offline. Adică cât stau eu online atâtea ore sau ceva de genul, o să stea shop-ul. Habar n-am. Salut. Trebuie să facem și noi brazlă, dar mai avem până ajungem la level 40. Și până fac eu 40 durează o grămadă. Hai să luăm de-astea mai mari așa. Costă cam mult, dar ne ajung 200 de bucăți momentan. Filmez, da. De ce nu? Hai să căutăm metin, hai să căutăm un metin. Mă simt în formă de a sparge un metin. Și vom căuta cu busola noastră. Ia să vedem ce zice busola. Dar stai să mă duc mai încolo așa o leacă, ca să ne dea un loc mai exact așa în ce parte să mergem. Ia, cam pe aici, eu zic ok. Să o folosim. Ia să vedem în ce parte zice. Nu a fost detectat piatră metină în zonă. Deci să înțeleg că sunt foarte mulți care sunt pe aici și caută pietre metin și nu e niciuna în momentul de față. Dar vom mai încerca mai târziu. O să apar cu contul de fan pe YouTube. Incredibil, ce miracol. Dai un PM după filmare, ok? Probabil că o să dăm și un PM. Hai să nu luăm chiar așa de mult, că n-aș vrea să mă fac de râs așa că murim din 3 grupe. Oi, oi, da. Ia să punem și blue, așa. Scade așa dintr-o dată repede PV-ul. Și nu prea sunt obișnuit să bag red. Adică mereu uit să apăs pe red. Dar ne obișnim noi să apăsăm. Mai trebuie 3 levele, mă, ca să călărim și noi, cum s-ar zice. Oi, 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 am uitat. Iar am uitat de red. No, chiar ne trebuie un elixir, că altfel nu prea progresăm. Sau ne ia mult până progresăm. Hai, mă, încarcă-te. Încarcă-te. Bun, s-a încărcat, hai. Hai mă, e fun, așa, bun. Stai, ce? Dar parcă aveam flacăra.
Parcă activasem. Și eșuează câteodată, cred. Ceva de genul. Mai fugim o leacă, că, na, trebuie să ne încălzim. Nu e ca și cum nu rezistăm sau chestii de genul. Adică nu suntem noi de vină. Hai să ne apăsăm o dată pe busul ăsta, poate ne indică și nouă ceva. Ne indică în partea aia. Bun, deci o să lăsăm mobea aia. Băgăm o licoare de asta de 20% și mergem să căutăm metinul. A zis prin partea asta, deci trebuie să trecem podul, că aici nu mai e nimic. Dar ăla a venit cu calul parcă din partea asta. Și să nu fi găsit el metinul, să nu fi spart deja. Vom vedea dacă găsim ceva în partea asta. Poate se ascunde pe aici undeva un metin. Nimic în partea asta. Poate mai în fund, dar nu cred că mai e ceva în partea aia. Nu mai e nimic. Ne băgăm și noi pe aici. Ar trebui să faci un pic de curat pe aici, că am o gama de prostii. Armura asta, n-am ce face cu ea. Asta și de seama nu știu ce caută. Haide mă. Bun. Coasa de războinic. Așa. Cărțile le păstrăm pentru eventul ăla. Nu știu când e, dar este un event cu cărți, chestii din astea. Aruncăm și asta dacă ne trebuie. Eu zic să mai băgăm încă o de asta să vedem unde se află metin, că văd că nu găsim nimica. Ia vedem ce zice. Tot în față. Deci trebuie să fie. Tot în față ținem cursul ăsta. A, uite mă, uite-l aici. Dar doar să reușim să-l batem aia în fază. Că e de 30 și de obicei ne băgam peste cineva ca să reușim. Dar îi luăm cam puțin damage, adică dăm 100. Flacăra dă 900, dă un cap flacăra, oho. Deci atunci cum am băgat peste ala înseamnă că am luat mai mult de un cap. Eu zice în total, în hit am luat un K. Și o dau doar pe o flamă un K. Da, e destul de bine zic eu. Numai că ne cam căpăcesc ăștia pe aici. Hai mă că îi scade în ceva. Bine, cu ajutorul flamei, că altfel nu scădeam nimica, dar ne cam întind. N-avem și noi mă nicio licoare verde. Uite că ne-a dat el acum. Perfect. Da, când vreau și eu să apăs pe ea, ne-a omort. Avem și o mortală, platoșă. Trebuia să atace Jegosul ăsta repede, nu? Nu o să mă lasă și pe mine să mă ridic? Nu? Nimic? Cred că am reușit să evadăm de acolo. Protecție. Așa. Băgăm și asta verde. Așa. Uitați cum scade, mă. Chiar bun, sura BM. Dar dacă ar și rezista, ar fi ok. Bine că el rezistă, dar n-am eu iteme. Cât de cât acolo am ceva. Deja a început să mă cam streseze și văd că metinul ăsta n-ar mai avea multă. Ba da, mai are o grămadă. Se și încarcă, regenerează. Bă, n-avem șanse. Deci trebuie să căutăm pe cineva care să îl bată. De fapt îl lăsăm acolo și mergem temnița maimuțelor să găsim măcar de asta. Să avem medalii măcar. Eu zic că acolo am rezistat să facem câteva medalii să nu le cumpărăm.
Să vedem și dropul cum pică acolo. Păi na, sper să nu pice greu. Dar suntem pe un privat și am văzut că sunt destul de ieftine. Adică sunt 60k, 50k. Deci asta ar însemna că deși am putea face bani din asta. În fine, vom vedea cum pică, că suntem foarte aproape. Așa. În peștera Sujin. Ia să vedem. Haide mă. Bun, deci avem aici câteva bucăți de maimuțe soldat sălbatic. E bine că avem flacăr așa, s-o să le omorâm foarte repede. Deja îs la pământ. Nu ne dai ați nimic, mă? Sunt de level 22 și eu sunt level 22, deci asta ar însemna că o să avem un drop bun la ele, sau măcar decent. Dar încă nu mi-a picat nimic. Hai să luăm mai multe, nu? Poate pică, mergem și mai în față, le luăm și paste de aici. Poate nu ne-o luăm. Oi, 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 mamă ce scade. Ho, ho, ho. Probabil că le-am subestimat o leacă. Acum numai trebuie să rup bread în două. Nu, nu, ah, trebuia să fug. Facem rău și noi ca să avem de prima misiune. Uitați-l pe băjatul ăsta ce se bagă. Level 22 și 28, deci cam ăsta e levelul pe aici. Deci e bine dacă stau la level 22 pe aici. Și văd că nu le-a picat nici lor nimic, deci înseamnă că pică greu. Asta e ceva gen confirmed. Măi băieți, nu știu, dacă știți și voi vreun serial fain, adică am chef să mă iau un serial. Și am văzut că în toate serialele eu de obicei mă uit pe 990. Și îmi plac astea SF așa. Fie neapărat SF și pe lângă orice, chiar dramă, orice poate să fie. Dar să fie SF. Chiar să simt, nu știu, mă simt așa captivat de filmele SF. Băi, nu prea merge aici, că cam murim. Și noi trebuie să luăm și mai puțin. Poate reușim. Băieții acolo au nevoie de licori albastre. Haide mă, nu muri, nu muri. De asta să nu muri. Asta am zis. Mai avem aici două specimene de maimuță litobol slabă. Litobol. What? Ce fel de maimuță e asta? Ceva maimuțe genetice. Ați înțeles voi în special. Bă, cam atât am vrut să vă prezint pentru acest display. Stăm aici să fac medalii, dar nu o să vă mai arăt o grămadă. Hai să vedem ce zice aici băieții. Valea. Oh, stai boss, că nu e chiar așa. Le stric afacerea la băieți. Deci o să mai stăm atunci, o să mai lungim episodul, că îmi place să mă bag, să le fac ce se fiți atenți așa. Hai să-i enervăm pe puricei ăștia. Și dăm inimioare așa. Mergem și după ei să-i ajutăm, că na, acum suntem în acțiune, ceva gen sabah. Oh, ce-ai făcut bossule, ce-ai făcut șerifule? Același lucru se întâmplă și cu mine. Ai de capul meu. Și vorbeam de el. Hai. Dă-i să pice ceva. N-a picat. Bă, deci cât de mic poate să fie dropul la medalii de nu a picat? Nici măcar lor nu le-a picat. Da, poți să ne pice și nouă ceva. Da. Oh my god,
S-au prins. Păi cam atât am vrut să vă prezint pentru acest display. Îi lăsăm pe băieții ăștia să facă aici treaba lor și mă duc și eu la treaba mea, adică să schimb CH-ul. Încă un pergament, adică cât face ăsta? Un KK 7, 8, 900, cam așa. Am și eu câteva, dar n-am reușit să le vând. Stai să ne uităm atât dacă mai vând și noi ceva. Nu, nimic. Păi, cam atât. Baftă!